cei 13 pași pe care dacă îi urmezi, cu siguranță vei ajunge un ratat în viață. Așadar, începem cu prima. Să te îndepărtezi de credința în Dumnezeu. Să lupți în a avea mai multe zile libere decât în a avea mai multe zile în care să mergi la serviciu. Să te bucuri și să aștepți cu nerăbdare zilele de weekend, iar în zilele lucrătoare să devii o persoană tristă. Să emani putere folosindu-te de bunurile materiale. Să cauți acele căi de a te îmbogăți rapid, fără să depui efort, considerând că asta înseamnă șmecheria. Să-ți creezi dependență către seriale, către filme, să urmărești stand-up, să cauți în permanență acele lucruri care să-ți ofere dependența către Mișto și Caterinca. Să lupți mereu pentru momentele ușoare, să cauți în permanență momentele de plăcere, în loc să cauți greul și momentele de presiune. Să cauți mereu gratuitatea, în permanență să primești, să aștepți pur și simplu să pice din cer. Să cauți în permanență să petreci cât mai mult timp cu anturajul. Să cauți în permanență să-i mulțumești pe ceilalți, adică să trăiești doar pentru ei și nu pentru tine. Să eviți tot ceea ce înseamnă educație, mai exact cursuri, seminarii și așa mai departe. Să nu riști, adică în permanență să eviți eșecul, considerând că tot timpul trebuie să aștepți momentul perfect. Dragilor, aceștia au fost cei 13 pași. Cafea cu Niculescu continuă, o zi splendidă, Dumnezeu să fie cu voi toți!